Bună seara! Sunt Oleg Brega, membru al Partidului Verde, rugat de colegi și de superiori să moderez niște dezbateri electorale verzi. Chiar dacă azi e zi de sărbătoare, e Ziua Națională a României, totuși suntem în ultima săptămână de campanie electorală și așa se întâmplă că partidele mai noi sau mai de margine sunt excluse din dezbaterile televizate, radiofonice, inclusiv de mass media plătită din bani publici, din banii tuturor. Și ne-am gândit să compensăm această nedreptate, această discriminare, prin faptul că ne autoprezentăm pe internet, pe Facebook, iată și în astfel de dezbateri. În această a treia ediție a dezbaterilor noastre electorale, avem mai multă lume. Pentru prima dată și femei, colege, candidate și candidați din capitală, din București și din județul Ilfov, pentru că poate ați auzit, Partidul Verde își propune să comaseze Bucureștii cu județul Ilfov, să renunțe la administrațiile de sectoare și să digitalizăm serviciile publice, astfel încât să facem și economie la buget. Îi rog pe colegi și pe colege, poate chiar colegele să înceapă primele, să se prezinte, să spună cine sunt, de unde sunt, ce poziție au în partid și pe listele electorale, după care vom dezbate și proiectele Partidului Verde, mai ales acest proiect Metropola București. Doamnele nu se... Ah, ba da, doamna Lidia, vorbiți. Bună seara tuturor încă o dată. Numele meu este Lidia Tănase. Sunt licențiat în economie, managerul unei instituții de credit și mă bucur că am intrat în direct cu colegii de la Ilfov pentru că o parte din sediile secundare ale instituției de credit pe care o conduc își desfășoară activitatea chiar pe raza localităților din județul Ilfov. Sunt candidat din partea Partidului Verde la Senat, la poziția 2, circumscripția 42, București, și reprezint Partidul Verde prin organizația de sector 2 ca și secretar al organizației. Mulțumim. Și eu. Florina, așa pune microfonul, așa pune camera, deci probabil include și microfonul, fain. Bună seara și la mulți ani începutul. Cornelia German mă numesc, sunt arhitect și inginer de instalații. Candidez pe poziția nouă la București, circumscripția 42, la Camera Deputaților. Și aici sper să mă țină conexiunea că am un internet cam prost azi. Sper că nu, pentru că și eu locuiesc cu dumneata în drumul taberei, suntem și vecini de listă pentru Camera Deputaților și vecini în sectorul 6, deci sper să nu fie probleme de curent, cum s-a întâmplat într-o seară, a picat curentul brusc fără avertizare și acum îmi spui și despre internet, dar asta e, ne vom adapta situației. Am devenit mai mulți, îi rugăm și pe ceilalți colegi din București să se prezinte. Iată, a intrat domnul Cristian Vasile, tot coleg al nostru din sectorul 6. Și Daniel Ilie, vă rog, pe rând să vă prezentați, după care, așa se întâmplă, o să vorbim cu colegii din Ilfov. Daniel a înghețat, deci să vorbească domnul Vasile. Daniel să iasă și să mai intre odată, nu știu ce îi se întâmplă. Sună tare, dar imaginea i-a înghețat. A, e în regulă, bun, te auzim, vorbește. Sunt licențiat în geografie și în administrație publică, candidez din partea Partidului Verde la Senatul României. Sunt verde și îmi place Partidul Verde, tocmai de asta m-am înscris în el. Îmi doresc să schimbăm ceva în România, în de adevărata schimbare. Și îmi doresc ca, cum fiind în legătură și colegii din Ilfov, să reușim să facem pașii pentru a construi metropola verde București-Ilfov. Ilfov și Bucureștiul, aceeași unitate și nu există fără altă.
Bun, mersi. Te rog să verifici, poate ai o conexiune de internet mai bună. Acum înțeleg că ești pe 3G sau departe de sursa de Wi-Fi. Deci pentru dezbaterea Vede ulterioară mai va ok trebui acum? să ai o Vede mai conexiune bine mai acum? bună. Acum e perfect. Mersi. Domnul Cristian Vasile, trebuie să porniți microfonul, trebuie să-l porniți. Eu pot doar să vi-l opresc, nu să-l și pornesc. Da, acum e bine. Da, mă numesc Vasile Cristian și sunt membru al Partidului Verde și candidez în Parlament la funcția de senator. Sunt în Partidul Verde de un an de zile, un an și cred în el și m-am înscris în acest partid pentru că toate ideile și toate sunt exact pe placul și sufletul meu. Lupt pentru o schimbare a actualei clase politice care timp de 30 de ani ne-am mințit. Am ieșit în 89, continui acum. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, mulțumim și noi. Acum vă rugăm, stabiliți o ordine și o ierarhie colegii noștri din Ilfov. Iată, Marian Matei e pregătit cu microfonul, să-l ascultăm. Bună seara tuturor! Mă numesc Marin Matei, sunt candidat al Partidului Verde pentru Camera Deputaților. Sunt inginer și managerul unei companii private. Ok, laconic, mulțumim. Următorii. Sunt Dorel Margărint, deschid lista pentru senatori la județul Ilfov. Sunt manager de profesie, am fost educat în Boston, Massachusetts și sunt activist de mediu. Sunt membru fondator a Asociației pentru Protejarea Mediului din Chiajna și ne luptăm cu groapa de gunoi de la Chiajna Rudeni. Din păcate, doar recent am reușit să le anulăm autorizația de mediu. Din păcate, vorbesc pentru că ne luptăm de 4 ani cu ei. Și motivul pentru care am intrat în Partidul Verde e pentru că, într-adevăr, eu cred verde. De fapt, eu, meseria mea, director comercial, vând produse cu LED. Deci, faptul că am vrut să intru într-o afacere care, de fapt, să aibă grijă de mediu. Întotdeauna am fost verde în suflet. Ca să nu mai zic că și în liceu am făcut liceul silvic la Năsăud. Fain, mulțumim. Sperăm să convingem cu discuția de azi și cu alte activități electorale să convingem și alegătorii să ne susțină să devină și ei și ele verzi. Următorul, vă rog, din Ilfov. A mai rămas Gabriel Raicu. Haideți că o să spunem. Da, da. Ok, și Da. Gabriel rămâne la urmă. În regulă. Hai să lăsăm pe Gabriel. Lăsați-mă pe mine la urmă. Bine. Hai, Gabriel. Bine. În primul rând, bună seara tuturor. Și înainte de a mă prezenta, voiam să vă urez la mulți ani acum de 1 decembrie. Cred că e o ocazie specială să putem să discutăm azi. Mă bucur că avem oportunitatea asta și sper că, dincolo de contextul în care suntem, fiecare dintre noi a avut ocazia să te bucure, să te gândească un pic la lucruri bune astăzi. Despre mine, ce pot să vă zic e că din perspectiva profesională, am undeva la 18 ani de experiență în IT și telecom. Sunt inginer IT și am evoluat în diverse roluri de-a lungul timpului, inițial tehnice. Și actualmente am un rol de management într-o bancă, o bancă germană. Cumva asta îmi facilitează posibilitatea să lucrez într-un mediu agil și cu foarte multe culturi, foarte mulți oameni din diverse locații. Asta cumva cred că dă o expunere și
cumva mă face să aflu multe lucruri din diverse contexte, dincolo de România, dar și din România. Și acum, lăsând o parte partea profesională, ce mă pasionează și cumva ce mă atrage e zona de energii verzi și zona de tehnologie verde, în general. Cumva asta a fost deci în tot timpul în background-ul meu și am avut diverse proiecte în direcția asta. De asemenea, în ultima perioadă, pentru că sunt și tătic, am avut ocazia să intru un pic și în zona de educație. Am făcut și câteva proiecte de voluntariat în zona asta și cumva cred că lucrurile se îmbină și s-au așezat bine în direcția și în direcția asta politică. Și din motivul ăsta m-am legat cumva de sufletește de echipa din Ilfov. Și cred că facem o echipă bună și avem niște idei bune până la urmă. Scopul este să punem în practică niște proiecte interesante, așa cum menționai și tu la început. Ideea aceasta de acum asta București cu Ilfov din perspectiva administrativă. Vorbim acum despre acest proiect comun al partidului după ce se prezintă ultimul participant în dezbatere. Bună seara tuturor, Adrian Fili mă numesc. Sunt vicepreședintele Partidului Verde pentru organizația Ilfov. Apropo că vorbeați mai devreme de această comasare, să nu uităm că acest proiect este proiectul domnului Vlad Soare, care este și prim vicepreședintele partidului și care are o teză de doctorat pe această idee, dar probabil că vom vorbi mai multe. Despre mine pot să vă spun că am 44 de ani, că mă ocup în a fi verde de foarte mult timp, cam din totdeauna, că sunt foarte atras de ceea ce înseamnă natură și vreau să-mi fac un drum în viață pe acest lucru. De-aia am și aderat la Partidul Verde. De meserie sunt analist programator și în principiu mă cam ocup cu totul de alte lucruri. Sunt producător de evenimente și artistic în general. Conduc o firmă de 20 de ani pe acest segment, tot ce înseamnă evenimente, producții, foto, video și așa mai departe. M-am alăturat Partidului Verde pentru că am crezut și cred în continuare că aici sunt oameni care își doresc să facă bine. Am avut o idee la un moment dat cum că dacă unul dintre noi ar putea ajunge sau ar putea accede într-un asemenea post de deputat sau de senator, să o facem la un moment dat benevol. Adică pur și simplu una dintre ideile mele era să donăm tot ce putem câștiga în favoarea naturii. Dar asta rămâne discutat. Cred că e de la persoană la persoană. Mai departe, vă spun că încep să mă implic foarte, foarte puternic în tot ceea ce înseamnă Partidul Verde în Ilfov. M-am implicat și până acum. Alături de Vlad Soare, pe care cu toți îl știți și care este inima organizației Ilfov și aș putea spune chiar a partidului, mă simt foarte bine și foarte, foarte susținut așa. Și cu siguranță, acum cunoscându-ne mai bine între noi, putem colabora și cu ceilalți camarazi și colegi de partid. În principiu, cam asta este mica mea intervenție. Probabil că de acum Oleg va trebui să dea drumul la partea serioasă a lucrurilor. Păi nu, că și până acum a fost serios. E bine să știm cine suntem, cine candidează, oameni vii, reali. Ia uitați-vă ce probleme face croma cheia asta. Am vrut să-l arăt pe Vlad Soare, despre care vorbiți că ar conduce organizația Ilfov și e vicepreședinte al partidului. E alături de Florin Călinescu,
liderul Partidului Verde și care a avut un scor foarte bun în alegerile locale împreună cu echipa lui. Înțeleg că au luat foarte multe voturi, chiar cumva un record pe țară pentru Verzi. Doar doar că nu a ajuns consilier județean. Da, noi ne-am implicat foarte tare în această campanie, în campania trecută, de fapt, pentru a ocupa teren cât mai mult, a ne întâlni cu foarte mulți oameni și a face cunoscute ideile noastre și ceea ce vrem noi pentru binele cetățenilor din Ilfov. Am fost și în București, am fost și în Ilfov, am fost exact unde, adică, de fapt, oriunde se putea merge. Din păcate, de fapt, din fericire, să începem așa, că întotdeauna e bine să încep cu lucrurile bune. Am obținut cel mai bun scor al partidului Ever, care a însemnat un 4 și ceva, aproape de 5. Aveam foarte puțin, eram la câteva sute de voturi să intrăm în Consiliul Județean. Din păcate, nu s-a întâmplat chestia asta, dar poate pentru noi a fost bine, pentru că chiar dacă supărarea ne-a lovit așa vreo 2-3 zile, după aceea ne-am revenit, ne-am pus în scări și se pare că suntem un pic mai motivați de data asta. Iar pe Vlad îl văd foarte, foarte motivat. Chiar astăzi m-am întâlnit cu el înainte să vin la această emisiune și îmi spunea că trebuie să facem, trebuie să fie bine. Apropo de chestia asta, chiar vreau să vă urez la mulți ani tuturor românilor, pentru că e ziua noastră națională și e un moment foarte important, cu toate că în oraș totul este foarte trist. Am trecut acum orașul, de fapt și sectorul Ilfov și București, de la un capăt la altul și părea foarte trist, așa, fără lumini, fără doar câteva steaguri agățate. Păi haideți să identificăm problemele, că noi și în campania de alegeri locale am vorbit despre probleme și despre soluții și vorbeam despre proiectul nostru Metropola București, dar nu e de competența nici a consilierilor județeni, nici a celor municipali de aici din București să schimbe statutul capitalei, să reorganizeze capitala cu județul, dar acești demnitari care guvernează acum constată foarte des că sunt probleme la graniță între București și suburbii și care nu pot fi rezolvate pentru că e jurisdicție multiplă de județ Ilfov, de oraș Bragadiru, de exemplu. Iată, prelungirea Ghencea, pe unde am fost azi să lipesc afișe și să distribui fluturaș, acolo e o intersecție de jurisdicții. Bragadiru, sector 5, sector 6, nu mai zic că peste calea ferată e Domnești. Acum, dacă am comasat și am implementa prin Parlament și prin Guvern acest proiect al nostru, s-ar rezolva mai ușor problemele din prelungirea Ghencea. Vă rog, cine poate explica de ce e bun acest proiect al nostru și de ce ar trebui să fie poate îmbrățișat și de alte partide care vor avea poate majoritate în Parlament? O să intervin tot eu și promit că nu o să vă ocup foarte mult timp și după aceea îi las și pe ceilalți colegi să vorbească. Am intervenit pentru că mie îmi place să explic mai pe îndelete așa și mai pe înțelesul tuturor. E foarte important ca oamenii să înțeleagă în general de ce ne-ar trebui nouă un oraș ca Bucureștiu, care are 6 sectoare în momentul ăsta și care are 6 primării. Da? Deci sunt 6 sectoare, cu fiecare cu primăria ei. N-am înțeles niciodată, nu o să înțeleg nici acum, de ce mai trebuie încă una, încă o umbrelă peste cele 6 primării. Cred că știți că sunt ceva de în domeniul infartului, dacă vă spun câți oameni lucrează la aceste primării și câți bani se sifonează prin tot ce înseamnă companiile făcute mai nou de doamna care nu mai e primar. Zeci de mii de angajați. Sunt vreo 80 și ceva de mii de angajați doar la primăria capitalei, Oleg. Ca să nu mai vorbim și de celelalte. Dacă facem un calcul simplu cu 3-4 mii de lei salariu? Salariu la fiecare, o să ajungem la niște sume care, credeți-mă, ne-ar face șoseaua de centură și celelalte șosele într-un an.
sau poate mai repede. Din păcate, este o idioțenie în țara noastră și se continuă să bate apa în pio pe chestia asta, pentru că ei așa sunt obișnuiți și așa au fost tot timpul. Încearcă să alambicheze cât mai rău legile, să trebuiască să mergi prin cât mai multe uși ca să poți ajunge să îndeplinești un lucru, pentru că la fiecare ușă se mai oprește câte ceva, câte un ban. După cum știți, județul Ilfov este cea mai bogată zonă din țară. Asta am bătut apa în pio tot timpul. Este cea mai bogată zonă, cred că din undeva din sud-estul Europei, dacă țin bine minte. Bani sunt foarte mulți. Ideea este că sunt aruncați pe geam și la gropile de gunoi. Care gropile de gunoi, nici măcar acelea nu sunt aranjate, ecologizate și... Și tocmai despre gropile de gunoi ne vorbea colegul dumitale Mărgărind, că sufocă și capitala, pentru că acolo se ard deseori deșeuri, sufocă și suburbiile, județul Ilfov. Ce se poate face domnul în privința asta, pentru că suntem și noi preocupați de mediu, de sănătate, de sănătatea noastră? Domnul Dorel Mărgărindu luptă cu sabia în mână de ceva timp la propriu, merge acolo, se ceartă cu toată lumea, încearcă să facă tot felul de hârtii ca să poată închide aceste nenorociri care produc foarte mult rău. Dar mai bine să lăsăm pe domnul exact. Să spună. Să lăsăm pe el să vorbească despre asta. Ar fi mai ușor de gestionat problema deșeurilor de acolo dacă ar fi o administrație unificată, București-Ilfov? Absolut. Dar ca să mă exprim puțin mai adecvat. Nu vreau să închid toate gropile de gunoi. Avem nevoie de gropi de gunoi, dar n-ar trebui să fie amplasate lângă localități sau în interiorul unor localități. De exemplu, Ilfovul e, hai să zic, groapa de gunoi a Bucureștiului. Avem patru gropi de gunoi mari, dar avem o grămadă care sunt mici. Noi, de fapt, o să începem să plătim penalități de la anul, infringement, pentru că nu respectăm legea europeană. Colegul meu, Matei, va vorbi un pic mai mult despre asta, el e mai în temă cu infringementul. Dar când vine vorba de gropile de gunoi, chiar avem nevoie. Dar avem nevoie de un program de reciclare. Deci fiecare primărie ar trebui să aibă o directivă sau un program care să se gândească să aruncăm cât mai puțin la groapa de gunoi. Ca un senator, dacă e să ajung, cred că o voce de activist, o voce care n-ar trebui niciodată închisă și nu o să fie niciodată închisă, pentru asta trebuie să lupte. Deci toată lumea zice, dacă stați să vă gândiți, toată lumea zice, măi, când îți urează ceva, să ai sănătate. Asta contează cel mai mult. Ei, dacă ai grob de gunoi lângă casa ta, ai un grob de gunoi în jurul Bucureștiului, când bate vântul și bate vântul în fiecare zi aproape. Deci gazele care se produc ajung în casele oamenilor, ajung să respire copiii noștri, noi, toți. Și ne afectează. Vă vorbesc mai mult despre groapa de gunoi din Chiajna-Rudeni, pentru că cu ea mă lupt. Și ei au forat să capteze biogazul, metanul, ca să îl ardă și să cogenereze electricitate. O idee foarte bună, dar cum se întâmplă toate lucrurile în România, dintr-o idee foarte bună, unii vor să taie colțurile și să facă profit cât mai mare. Și din cauza asta, când se colectează gazul, dacă nu are măcar 30% metan, el nu arde bine. Și atunci, ce se întâmplă? Îi dă drumul în aer. Pur și simplu îi dă drumul în aer și sunt o grămadă de noxe, de fapt de gaze toxice. Și ne afectează viața. Pe
aceste probleme eu chiar aș vrea să lupt. Deci chiar sunt foarte pasionat de acest lucru. Ca să nu mai zic de mâncarea care se vinde în supermarketuri, ca să zic așa. Și care, de exemplu, bulgarii au dat o înjudecată firmele din Europa, pentru că pur și simplu au văzut că nu au aceeași calitate ca și cele vândute în vestul Europei. Aceasta e o altă idee pe care vreau să mă axez. Să fie o idee de a face viața cât mai sănătoasă pentru români. Da, viața sănătoasă vizează doar și pe guvernanți, pe cei care locuiesc și ei, ca noi, dacă nu în București, undeva în suburbii. Ei până acum de ce n-au făcut nimic ca să aibă grijă de sănătatea, măcar a lor înșele? Sunt incapabili, sunt rău intenționați sau ei cred că o să adune bani și o să plece din țara asta? Sau ce s-a întâmplat până acum? Probabil, nu știu. Haideți să vă spun din nou, caz concret. ANPM, da, ANPM, directoarea care a autorizat groapa de gunoi de la Iridex, stă în Chiajna. Noi constant avem nopți și seri când pur și simplu îți vine rău când ieși afară din cauza mirosului. Și ea stă în Chiajna. Acum, nu știu ce să-ți răspund, Oleg, la întrebarea ta. Deci, pe bune, cât de ce fel de om ești când nu-ți pasă de propria ta familie? Masochist. Deci nu știu, eu chiar nu-i înțeleg pe oamenii ăștia. Chiar nu-i înțeleg. Deci trebuie probabil sunt puși oameni care ori nu judecă, ori nu pot să-i categorizez pe acești oameni. Nea Vasile, pentru că ai microfonul pornit și acum o să te rog să-l încheți. Te aud, mergem deseori pe stradă și ești cel mai sonor prezentator al proiectelor Partidului Verde. De ce ar trebui să ne voteze oamenii pe noi? În primul rând, oamenii ar trebui să ne voteze, în primul rând, că suntem verzi. Eu mai puțin, că am 65 de ani, dar susțin această doctrină verde. În al doilea rând, avem planuri mărețe. Dacă știți dumneavoastră, ideile pe care le-am implementat la locale din partea sectorului 6 cu fotovoltaice pe blocuri și în cazul în care există energie mai mare pe timp de iarnă, adică folosința unei energii mai mari pe timp de iarnă pentru căldură și apa caldă, vorbeam de marea de branșare pe care am propus-o eu, de branșarea de la Radet, iar fiecare bloc sau fiecare scară să-și procure singur energia pentru căldură și apă caldă. Păi și asta nu e o problemă de administrație locală sau de administrație de bloc sau de comportament individual? De ce trebuie să intrăm în Parlament, în Senat pentru asta? Sau trebuie și un cadru legal care să încurajeze? Trebuie un cadru legal care să încurajeze și mai mult de atât, trebuie ca oamenii să aibă siguranța. Oamenilor le e frică de libertate. Eu chiar am făcut unele propuneri la unele asociații de bloc și încă le-am propus un proiect pilot pentru vreo 10 blocuri plus blocul de proiect pilot pentru această situație și totuși suntem la momentul de discuții. Cu toate că le-am demonstrat la toate întrebările, am și un mic calcul făcut din punct de vedere al energiei care se poate da pe timp de iarnă din mai mare energie, se atașează și niște mini eoliene de 80 la colțurile blocului respectiv.
Plus că la balcoane și peste tot se pot atașa panouri fotovoltaice. Pentru că oamenilor le e frică de libertate, le e frică să ia taurul de coarne. Mulțumim. Asta este situația. Din cauza acestor guvernanți care totdeauna i-au făcut să stea la mâna lor. Mulțumim, vă rog să închideți microfonul cât vorbesc alții. O rog acum pe Cornelia, că e specializată pe arhitectură, să-și pornească camera și să comenteze dacă va ajuta proiectul Metropola București-Ilfov, dacă va ajuta construcția de locuințe, repararea de blocuri vechi sau monumente de arhitectură, dacă asta e important pentru capitală. Pentru că vedem acum și multe blocuri avariate și o să suferim mult în caz de cutremur care poate avea loc în clipele următoare. Dar sunt și monumente cu încărcătură istorică pe care am vrea să le păstrăm și nu se rezolvă pentru că e multă birocrație, pentru că e lipsă de dorință, e lipsă de fonduri. Cornelia. E un subiect foarte stufos. Chiar vom avea foarte mult de lucru la acest capitol, pentru că, în primul rând, eficiența energetică trebuie îmbunătățită, dar nu se face numai prin placarea cu polistiren. E nevoie de niște proiecte mult mai complexe. Da, nu știu dacă să mă bag acum în toate subiectele astea, pentru că e foarte mult de vorbit aici. Ar trebui niște echipe de arhitecți să lucreze la un proiect. Nu m-aș băga să-mi dau eu cu părerea acum, pentru că nu avem... Păi, tocmai de asta te-am întrebat, că ești specialistă, nu? Sunt specialistă, dar... Nu îmi dau cu părerea înainte să lucrez la proiect și să pun pe hârtie ideile. Știu, sunt în mai multe grupuri de lucru cu arhitecți din toată Europa, de prin UK și se lucrează mult pe direcția asta, numai că... E foarte greu să pornim de undeva și să lucrăm împreună. Asta e... Deci chiar dacă ajungi deputată, nu o să iei decizii de una singură. Chiar dacă ești expertă, vei consulta specialiștii în domeniu. Bine pentru înțeles, orice proiect de lege. Nu cred că cineva dintre noi va putea să ia decizii de unul singur. Ideea este să putem să lucrăm în echipă, să înțelegem că ideile bune pot fi bune, dar până nu ajungi la un proiect detaliat și nu știi foarte bine ce ai de făcut, pot să moară oricât de bune ar fi. Deci, am asta aș avea de spus. Mersi. Doamna Lidia, aveți vreun proiect de lege pregătit dacă intrați în Senat? Porniți microfonul, vă rog. Da. Ok. Proiect de lege nu am încă. Prin prisma atribuțiilor pe care mi le desfășor, consider că cel mai bine mă pricep la crearea unei imagini, iar rolul nostru acum, în această etapă, având în vedere șansele minime de a ajunge acolo unde ne-am propus, este să promovăm valorile Partidului Verde, să o facem cât mai profi și cât mai eficient, să convingem cât mai mulți oameni că Partidul Verde înseamnă calitatea vieții, înseamnă calitatea mediului, înseamnă multe schimbări în bine, înseamnă poate canal de distribuție pentru producătorii agricoli, producătorii autohtoni, poate în sănătate lucrurile vor fi mult mai bine. Deci lucrurile sunt foarte multe și foarte complexe. Proiect de lege nu, însă îmi doresc foarte mult să devenim o voce auzită și respectată
lucru ce l-am sesizat încă din campanie. La locale am avut triste experiențe de respingere a oamenilor vis-a-vis de Partidul Verde, mai ales că nu prea se cunoștea mai nimic despre el. Ulterior am fost impresionați că atitudinea oamenilor a devenit pozitivă și au deschis brațele și sunt convinsă că atâta vreme cât ne vom afla alături de ei și vom fi convingători cu proiectele și cu doctrina Partidului Verde, vom avea din ce în ce mai mulți adepți și când vom deveni o voce, ne vom exprima atunci toate proiectele pe care dorim să le implementăm. Ce-mi doresc eu cel mai mult este și consider că face parte din punctul de plecare a bunei organizări și a Partidului Verde este schimbarea legislației. Îmi doresc și susțin schimbarea legislației și în special a codului penal. Legea trebuie să fie dură și respectată, oamenii trebuie să trăiască după reguli și să respecte legile. Asta consider că e punctul de plecare. Mulțumesc, am înțeles, deci nu facem campanie agresivă, nu încercăm să ne impunem, doar suntem aici până când electoratul se va coace și va înțelege că e necesară și o undă verde în viața, în clasa politică și va începe să ne voteze. Are cineva inițiative, proiecte de legi? Doamna Lidia. Da, vă rog. Așa. Legile, să știți că există. Din păcate, sunt foarte multe găuri lăsate în ele care se exploatează. Aceste găuri trebuie analizate și închise. Deci asta e problema noastră cea mai mare. Și nu numai atât, trebuie o idee că, de fapt, legea trebuie respectată de toată lumea. Deci acest lucru, parcă la români, ok, e lege, dar dacă cel de exemplu, parlamentarii, ei nu respectă legea, de ce să o respectăm noi? Păi eu cred că un parlamentar trebuie să fie un model. El trebuie să fie, pentru că el conduce cum ar veni, el face legile. El trebuie să fie modelul României. Nu are ce căuta un om căruia nu-i pasă, care nu-i pasă de țară, nu-i pasă de mediu, nu-i pasă de oameni. Deci acești oameni n-ar trebui să fie în Parlament. Aș vrea să intervin aici, pentru că mi se pare foarte important, scuză-mă Gabi, a vorbit Cornelia mai devreme de arhitectură, a vorbit domnul Vasile mai devreme de panouri fotovoltaice și de alte niscaiva idei din astea de a ușura viața oamenilor. Eu cred că problema noastră este mult mai jos și mult mai la bază, pentru că ne gândim la proiecte de lege, dar noi nu știm să respectăm niște lucruri. Vedeți ce s-a întâmplat în pandemie. Noi ne dorim să facem castele și zgârie nori, dar oamenii noștri nu au educație, nu au baze pe care să creeze așa ceva. Eu cred că totul ar trebui început mult mai de jos. Cred că ar trebui să ne gândim ce facem vis-a-vis de educarea oamenilor la modul cel mai de jos. Vorbea domnul Mărgărin de faptul că gropile de gunoi ne omoară. Haideți să o luăm la fel, cel mai de jos. Pâinea ne omoară, apa ne omoară, orice fel, dacă e să luăm acum ce avem fiecare prin frigider, o să vă dați seama că ceea ce mâncăm noi sunt niște lucruri care ne omoară până la urma urmei. Dacă dăm timp înapoi cu 100 de ani, o să vedeți că ceea ce se întâmpla atunci era cu totul și cu totul natural. Vorbim de mâncare, apă și alte băuturi, ca să spun așa. Dar în momentul ăsta, la noi problema, cred că ne-a cam dat înapoi cu ceva timp. Și ar cam trebui să o luăm de jos, de la ne educa oamenii să facă niște lucruri, de a ne educa copiii,
să știe să se spele, să știe să respecte niște lucruri, să știe să mănânce, să știe să se comporte. N-am auzit, Doamne ferește, deci eu n-am auzit nicăieri până acum un politician sau un om care își dorește să fie în politică să spună, domne, aș vrea să introduc în școală un curs de bune maniere. Eu n-am auzit așa ceva până acum. Fraților, hai să ne uităm un pic ce se întâmplă. Oamenii ascultă muzica pe care ascultă și aruncă cu bani în sus pe niște melodii absolut idiote. Nu știu să se îmbrace, nu știu să se poarte, nu știu să deschidă ușa unei femei sau să lase locul unei persoane mai în vârstă. Noi suntem la bază. La bază. Degeaba încercăm să facem rachete dacă nu știm să, nu știu, să ne comportăm și să trăim sănătos. Vedeți că ceea ce se întâmplă în Europa ne depășește cu mult și cred că ar trebui făcute în paralel aceste lucruri. Deci, în primul rând, din punctul meu de vedere, ar trebui investit în educație. Educația de tot felul. Educația însemnând de la cum te scoli de dimineață și cum te trezești dimineață și ceea ce trebuie să faci, ce lege ar trebui să respecti, cum trebuie să te comporți cu oamenii de lângă tine și cu în general cu oamenii cu care lucrezi sau ești în interacțiune. Și apoi să ne gândim la lucruri care, bineînțeles, există și specialiști, există și bani, vă spun sigur că există, mai ales în momentul ăsta, bani pentru tot ceea ce propuneți dumneavoastră ca și proiecte. Dar, după părerea mea, cred că ar trebui să se pornească de foarte jos. Nu mai spun că Europa ne-a promis miliarde, zeci de miliarde pentru relansare, dar dacă le vom fura sau le vom cheltui pe megacatedrale, tot acolo o să rămâne și peste următoarea 100 de ani. Să vorbească deci, domnul Matei. Nu e o idee. Da, vă rog. Deci vreau să continui ideea colegilor mei. Apropo de gropile de gunoi, noi suntem foarte atenți practic la efecte, nu la cauze. Eu cred că cauzele sunt cele mai importante. Nu avem un sistem de gestionare a deșeurilor, de control al lor și de transformare al lor în produse reciclabile. Și aici mă refer de la, cum spunea și colegul meu Filip, la educație. Deci chiar și pubelele în care ar trebui puse deșeuri selective, nu sunt luate în seamă. Nu odată am văzut gunoieri care pur și simplu le goleau toate la un loc. Deci, unu, legile nu sunt clare și nu sunt specifice în acest sens și nu există metode coercitive pentru a putea determina oamenii să respecte legile respective, regulile respective. Mai departe, acele deșeuri sunt transportate și stocate în locuri nepotrivite. Ok, a fost glina, acum s-a închis, dar să nu uităm că glina este de o perioadă foarte mare de timp groapă de gunoi. Bucureștiul s-a extins. Se vorbește de o zonă metropolitană. Problema nu este neapărat unde este poziționată groapa de gunoi, ci ce se întâmplă acolo cu acele deșeuri, astfel încât să putem să respectăm normativele europene. Gândiți-vă că de la anul intrăm în infringement și termenul nostru limit a fost 19 septembrie. Nu suntem singuri, sunt încă 22 de state europene care sunt în această situație și sunt 7 de proceduri care nu au fost respectate. Ele nu sunt legate numai de gunoaie și de gestionarea lor, dar și de mașini, de emisiile de CO2, de baterii și conținutul bateriilor de acumulator. Prin prisma meseriei mele, eu sunt
Lucrez în domeniul frigorific și la noi există o legislație foarte strictă legată de manipularea și recuperarea și gestionarea freonilor. De când a fost gaura aceea de ozon? Da, a fost o poveste mare cu acea gaură de ozon. Să nu uităm că în statisticile prezentate la nivel mondial, în fine, balegile de la vaci emiteau de 10 ori mai mult și aveau un efect de 10 ori mai mare asupra stratului de ozon decât freonii folosiți la nivel mondial. Dar acolo au fost și interese pur economice, pur și simplu. Adică se dorea o dezvoltare de tehnologie, implementarea de tehnologii noi și cam atât. Nu neapărat. Deci a fost un efect economic, ca să zic. Deci, părerea mea este că în momentul în care vorbim de gestionarea deșeurilor, ar trebui să vorbim de legi stricte în acest sens, de educație care trebuie făcută populației și după aceea de urmărit ca... Avem legislație europeană în acest sens. Ar trebui doar implementată și urmărit să se întâmple lucrurile. Ori, de cele mai multe ori nu se întâmplă aceste lucruri pentru că sunt interese meschine. Ăsta este și unul dintre motivele, sau unul din motivele pentru care nu unul, ci foarte mulți din colegii mei au venit alături de Partidul Verde pentru a milita și a face ceva în acest sens, pentru a schimba situația care este în momentul de față în țara noastră. Daniel, Gabriel, cum îi facem pe oameni să se implice voluntar ca să ceară respectarea legilor pentru că îi vizează direct poluarea, de exemplu? Mai ieri mergeam la Bolintin la un proces de judecată și pe autostrada 1 la kilometru 13 am văzut cum arde ceva cu fum negru. Zic, bine, la întoarcere, dacă tot arde, o să mă implic. Peste o oră continua să ardă fum negru să iasă de acolo și alături, la 500 de metri, stăteau două echipaje de poliție și mii de mașini au trecut pe autostrada 1 și au văzut chestia asta. Nimeni n-a anunțat, nici poliția, nici pompierii, a trebuit să mă implic eu, cu toate că poliția, în loc să mă apere pe mine și mediul să ne apere, m-au amendat că ce caut eu în Ciorogâr la fără declarație, că acolo e zona carantinată, ca să vezi ce... reacția au organele noastre de drept. Cum facem oamenii să ia atitudine, să se implice? În privința asta, aș comenta eu. Cred că sunt două aspecte. Pe de o parte, așa cum ziceau colegii mai devreme, educația e primordială. Și aici, până la urmă, pot fi măsuri... Bine, vorbim nu numai de educația copiilor, ci și de educația adulților, pentru că avem o problemă în direcția asta și o să tot avem. Pe de o parte, sunt măsuri, zicem, pozitive, cum sunt cele legate de peturi acum și compensarea aceea cu sume modice pentru fiecare pet. De asemenea, pentru colectare selectivă se poate, de exemplu, considera că atâta timp cât faci selecția corect, poate n-ar trebui să plătești gunoiul pentru biomasă sau pentru anumite elemente pe care le selectezi. Dar există, pe de altă parte, și măsuri, să zicem, relativ negative și care să enforceze nevoia de a respecta legea. Și aici mă gândesc la amenzi, pentru că cred că până la urmă fiecare dintre noi, când mergem prin parc, vedem diverse personaje care aruncă pe jos semințe și alte lucruri. Și până la urmă, dacă autoritățile și-ar face treaba și s-ar aplica niște amenzi foarte serioase, așa cum până la urmă cred că se face și în alte țări, cred că oamenii ar fi ceva mai responsabili. Oricum, vorbim de educație, dar sunt nenumărate măsuri. Până la urmă, cred că noi suntem și într-o lume cu valorile puțin inversate. Oamenii se concentrează foarte mult pe bunuri și nu neapărat pe relația cu cei de lângă ei. Și de aici poate dispare respectul ăsta și apare individualismul și problema pe care o avem. Deci, până la urmă, dacă lucrăm la educație, putem să rezolvăm alte lucruri. E cheia pentru multe, multe. Și discutam mai devreme de proiectul Metropolitan București-Ilfov. Sunt multe, multe lucruri. Infrastructură, educație,
cred că suntem la poluri opuse noi și Bucureștiul. Pe de o parte, București are instituții foarte bune în ceea ce privește educația. La polul opus, în Ilfov, e un dezastru total, după cum probabil că știți. Pe undeva, dacă s-ar uni cele două entități, cred că s-ar facilita foarte multe lucruri legate de o sincronizare în educație și nu numai. Și vorbeam de infrastructură. Sunt atâtea proiecte mari de conectare, de transport. De multe ori trebuie să improvizăm ca cetățenii în Ilfov să găsim o soluție pentru a ajunge la serviciu, pentru a duce copiii la școală. De multe ori nu putem să-i ducem în Ilfov, cum știți. Ajungem câteodată să facem ore bune cu copiii pe drum. Deci sunt foarte multe lucruri de adresat. Dacă s-ar regândi sistemul de transport public spre Ilfov, mai puțină lume ar veni cu mașinile de la Domnești sau de la Bragadiru și n-ar fi aglomerat orașul tot timpul, că n-au unde să-și parcheze mașinile aici și după aceea se fac cozi lungi seara când vor să meargă acasă. Dacă ar fi transport bun spre suburbii, oamenii ar merge cu transportul public, nu? Absolut, și problema e și că e greu să te bazezi pe ceva. Îți dau un exemplu din Buftea, unde locuiesc eu. Sunt trenuri și de multe ori se schimbă. E vorba doar de câteva luni, poate jumătate de ani, în care te poți baza pe un model, pe un mod de a călători către București. Ulterior se schimbă, te trezești cu mai puține trenuri, cu orare nepotrivite, deci nu există neapărat o strategie la nivel local. Și bine, nu e neapărat un subiect pentru o zonă legislativă, dar cred că dacă s-ar schimba modelul acesta administrativ, am putea să lucrăm mult mai bine în echipă cu Bucureștiul. Și de asemenea, modelul ăsta cred că se poate replica și pentru alte zone metropolitane din România. Alte zone unde e aplicabilă interacțiunea asta între mai multe localități. Astfel încât, până la urmă, și bunăstarea să fie uniformă. Noi, după cum știți, contribuim foarte mult către București cu forță de muncă, cu taxe și așa mai departe. Inclusiv instituțiile sunt în București. Bucureștiul e enclavizat de Ilfov. Până la urmă suntem aceeași entitate. Ar trebui să fim, da, dar formal. Da. Dar pe de altă parte lucrurile sunt debalansate, așa cum tot vorbeam, pe educație, mediu, în toate privințele. Până la urmă suntem furnizori pentru un oraș și pe de altă parte e greu să accesăm servicii de calitate. Dar sunt convins că o să găsim soluțiile în timp. Nu e așa, Daniel, dacă am digitaliza serviciile publice, n-ar mai fi necesară primărie în fiecare sector, în fiecare localitate din suburbia Bucureștilor, ci omul ar intra pe internet și ar solicita autorizația sau orice certificat de la primărie online. Imediat și ar fi o singură primărie. Ar fi soluția, punctul meu de vedere. Da, vorbește. Din păcate, digitalizarea nu este cum trebuie să fie în instituțiile publice din România. În orașele mai mari, poate cât de cât s-au făcut niște pași în privința asta, dar în localitățile mici, sate, comune, sunt pur și simplu sunt legate tot de vechea hârtie care o plimbă dintr-un loc într-altul. Că tot vorbeai tu de partea de poluare, că vreau să trec la partea asta cu acele arderi de pe A1. Arderile ilegale în jurul Bucureștiului și nu numai sunt chiar o problemă. Bucureștiul și Ilfov în ultimul timp a fost asediat de arderi ilegale. Că sunt arderi ilegale din Sintești, că sunt arderi ilegale din alte zone ale pe jurul Bucureștiului, afectează foarte mult calitatea aerului. Chiar prin satele din jur am văzut că ard frunze, da. Ard gunoaie, da. Deșeuri, da. Miriște arde, dau foc așa, că așa s-au obișnuit. Aici mă refer în primul rând la persoanele fizice sau persoanele juridice care ard, la modul persoanele fizice sau juridice care ard, care ard plastice, care ard cauciucuri pentru a extrage metalele din respectivele materiale. Acum 3 săptămâni, București a fost indice de poluare, mai ales în partea de nord a Bucureștiului, de peste 100. Un indice undeva la ora 11 noaptea, care nu avea de ce să fie. A doua zi, garda de mediu, deși mulți colegi au sunat
și de la partid au sunat la gardă de mediu, n-a răspuns nimeni. Deci asta e iar o problemă majoră. Gardă de mediu nu lucrează în weekend, nu răspunde în afara orelor programului. Nu există un interlocutor care să poți să vorbești la o anumită oră când ai să spui o sesizare. Partea asta de arderii de care chiar ne afectează și ne afectează numai pe partea de București. Am văzut că și în partea din zona din Târgu Jiu, am văzut că și în partea din Timișoara, am văzut că și în partea din Iași. Sunt aceste arderii legale care afectează foarte mult calitatea aerului. În afară de ceturile care sunt prezente și care în momentul ăsta afectează tot așa calitatea aerului, și aceste arderii legale. Fără o reformare a gardii de mediu, care gardii de mediu, din punctul meu de vedere, nu își face datoria cum trebuie și s-a dovedit atâtea ori, care gardii de mediu a susținut aceste arderii legale, și nu numai aceste adelegare și toate aceste gropi de gunoi, că tot vorbea colegul de la Ilfov, gropi de gunoi, care sunt pur și simplu lăsate libere să-și facă treaba fără să fie sancționat. Da, vă rog. Scuze, Daniel, te rog. Da, nu, poți să vorbești, e interacțiune până la urmă. Da, e dezbatere. Da. E dezbatere, dar interacțiune între noi. Întru totul de acord cu ce spuneai și mă gândeam la, puneai de garda de mediu, eu aș adăuga un alt aspect cumva lateral, DSP-ul. Deci în perioada asta cu COVID e ceva teribil, cel puțin în Ilfov. Răspund că și în București cumva instituțiile sunt testate de volumul și de probleme pe care le avem, dar în Ilfov, o spun la persoana întâi, am fost izolat până astăzi, am stat în casă, a trebuit să interacționez cu instituțiile. Imposibil să faci asta. Da, asta adresa de mail care sunt ca o inbox-uri full și nu ți se întorc mail-urile, nu răspunde nimeni cu săptămâna la telefon, e ceva teribil. Și cred că proiectul pe care l-a propus în trecut Vlad și care rămâne în agenda noastră, proiectul București-Ilfov ca metropolă, ne permite măcar să refolosim bunele practici. Că mă gândesc că în București lucrurile și din ce am observat lucrurile merg un pic mai bine. Măcar în primă fază bunele practici să le putem replica și în Ilfov și dincolo de asta vorbați mai devreme de digitalizare. Cred că ideea asta de smart city care cumva nu mai e atât de nou, încă nu a ajuns la noi și dacă ar trebui să începem proiecte în direcția asta, cred că ar trebui să începem împreună, ca lucrurile să fie integrate în tot ceea ce înseamnă infrastructură, transport, informare, pentru că avem nevoie de acces la informație și în perioada asta mai ales digitalizarea e importantă. Se vede că acum nu ne mai întâlnim, vorbim online, lucrăm online mare parte dintre noi. E un fenomen care ne forțează să facem un pas foarte mare tehnologic. Și până la urmă cred că e natural să-l facem și ca instituții împreună. Dacă acum 100 de ani, tot după o pandemie și era chiar și un război mondial, România a reușit să facă Marea Unire în anul 18, da, 102 ani în urmă. Poate noi acum o să învățăm din lecțiile pandemiei și o să învățăm să trăim rațional și corect în legătură cu natura, cu mediul. Cornelia zice că se grăbește să plece și avem deja o oră de când vorbim. Dacă vrea să zică ceva, un cuvânt de final, de încheiere, o adresare către eventualii ei alegători și după care facem turul celorlalți candidați și candidate ca, eu știu, până la și jumate să încheiem emisiunea, că e totuși zi de sărbătoare azi. Vreau să vă mulțumesc mult că ați organizat această dezbatere și că m-ați invitat. Către alegători, mergeți la vot și să ne vedem cu bine după. Ne-am înțeles, da, mulțumim pentru participare. Vă rog, doamna Lidia sau cine... Vrea cu concluzii, Daniel are microfonul pornit. Aș putea continua eu dacă... Da, vă rog. Sigur. Sau... Domnul Lidia, vă rog. Nu țineam cu tot din sus să urmez eu. Dacă mi-ați oferit această posibilitate,
Sunt, mă declar mulțumită de evoluția acestei întrevederi. Sunt sigură că vor fi multe altele și imediat după alegeri vom începe să facem frecvent întâlniri pentru ca alegătorii sau viitorii alegători să ne cunoască din ce în ce mai bine. Eu zic că aceste dezbateri și aceste întâlniri live sunt foarte eficiente. Merg spre eficiență referindu-mă la timp, adică să nu forțăm oamenii să stea prea mult în fața unui live și să pe scurt, succint, să ne prezentăm câteva idei și câteva proiecte pe care le avem pentru viitor. Ceea ce vreau să spun este că Oleg este un moderator desăvârșit, față cinste partidului. Îi mulțumim și sperăm ca la următoarea întâlnire noi noștri colegi care vor fi alături de Oleg să puncteze și alte chestiuni, pentru că raportat la Metropola București-Ilfov, sunt întru totul de acord cu colegii de la Ilfov. O calitate a vieții bună la ei se repercutează și asupra Bucureștiului. O calitate bună a vieții în București va influența și Ilfovul dacă vom fi un tot unitar. Să sperăm ca proiectul lui Vlad să devină realizabil și cât mai curând să reușim să implementăm acest lucru pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor de viață până la urmă și pentru Ilfov în primul rând și pentru București ca frații, pentru ca vecini, ca frații metropolitani. Frați de suferință. Frați de suferință, pentru că dacă vă aduceți aminte, cu ceva timp în urmă, Ilfovul era sectorul agricol Ilfov și era parte componentă a Bucureștiului și nu chiar integral, nu chiar cu așa cum a propus Vlad acest proiect, însă lucrurile erau cu totul diferite și sperăm să înaintăm într-o linie bună, dreaptă, eficientă și să folosim Partidul Verde ca mijloc de atac pentru, fără agresivitate, pentru convingerea cât mai multor persoane pentru a face un pas important și a câștiga procentaj în alegeri. Vă mulțumesc! Dacă le-a plăcut alegătorilor proiectul București-Ilfov, să voteze Partidul Verde și să ne aducă cu majoritate în Parlament. Dacă nu, să ceară celor pe care o să-i voteze să adopte acest proiect și să unifice administrația județului din jurul Bucureștilor, suburbiile Bucureștilor, să le unească, eventual să reducă din birocrație, pentru că asta consumă prea multă energie și de regulă birocrație generează și corupție. Cine mai vrea, Gabriel? Dacă făceai referire la celelalte partide, ce mi se pare mie interesant, ce am observat în ultimul timp, e că undeva, chiar dacă poate doctrinar suntem diferiți, totuși funcționăm în acea societate și suntem ca, să zicem, ca niște vase comunicante și sunt idei care sunt preluate. Chiar ideea aceasta legată de metropolă, din câte am văzut, a început să fie promovată și de alte partide. Până la urmă, dacă în faza asta poate noi nu avem puterea politică, până la urmă proiectul politic poate totuși și cu sprijinul altor partide ia forma în următoarea perioadă. Deci până la urmă cred că e foarte important să avem o voce, să venim cu idei și poate ideile alea vor veni în realitate mai repede decât am putea noi singuri să facem asta. De acord. Facem cadou patriei acest proiect al nostru. E important să se întâmple. Revenind acum la ce spunea doamna Lidia mai devreme, legat de județul, mă rog, de agricultură, să zicem, și Ilfov corelație cu asta. Într-adevăr, există, deci încă, mă rog, a fost împământenită activitatea asta în județul Ilfov. În același timp, pe de o parte, e o dezvoltare imobiliară foarte dezorganizată, care ar trebui cumva reglementată.
Pe de altă parte, există și foarte multe efecte ale folosirii intense a solului și până la urmă agricultura ar trebui pe de o parte compensată și colizieră, pentru că avem probleme de lipsește pădurea în multe zone, sunt diverse probleme care apar de aici, inclusiv praf, toate mirosurile astea care trec dintr-o parte în alta. Și pe de altă parte cred că e foarte important pe termen lung să ne respectăm pământul și până la urmă cred că e o problemă destul de importantă globală legată de sol și de cum să-l gestionez, pentru că în timp apar probleme cum ar fi deșertificarea și am văzut și în România lucrul ăsta și cred că e important să ne gândim la un mod de regenerare și un mod sustenabil de a face agricultură, chiar și în Ilfov. Acum, așa oarecum ca pentru încheiere, din partea mea, cred că trecem printr-o epocă interesantă, până la urmă lucrurile se succed din ce în ce mai rapid. Trebuie să fim adaptabili și agili, cred, ca să putem să funcționăm. Asta, cu siguranță, integrarea și cumva digitalizarea instituțiilor, cu siguranță că ar ajuta foarte mult în direcția asta și sunt convins că trecând dincolo de perioada aceasta COVID, care probabil că se va termina în curând, vor apărea alte provocări și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Provocările sunt categoric de mediu, suntem, deci încă noi ne confruntăm cu probleme locale, probleme de corupție, probleme românești, dar sunt probleme globale care probabil că mai devreme sau mai târziu vor deveni pregnante. Inclusiv faptul că e afectată foarte mult fauna, avem probleme de mediu, creștere de temperatură, efectul de seră. Sunt foarte multe lucruri care în următorii 20-30 de ani își vor scoate colții și cred că aici ar trebui noi să punem accentul și aici până la urmă e valoarea adăugată a noastră politică. Aici ar trebui să aducem la masa discuțiilor subiecte foarte dureroase, care trebuie adresate cât mai repede. Deci cumva, cred că asta e misiunea noastră ca partid. Dincolo de aspectele astea, de zicem, localizate și aspecte legate de România. Sunt aspecte dincolo de asta pe care trebuie să le rezolvăm și să lucrăm și la nivelul european și nu numai. Și aici e foarte important că, de exemplu, din câte știu, Vlad e în contact direct cu cei de la European Greens. Sunt diverse planuri de colaborare în direcția asta și cred că putem să lucrăm foarte bine și cu cei din celelalte țări. Cu siguranță că o să găsim niște practici bune pe care să le preluăm, să putem să colaborăm și poate ne vor ajuta și cu probleme pe care le avem noi, cum ar fi problemele din Munții Carpați cu defrișări și probleme pe care nu le rezolvăm, doar le amânăm de un an pe altul. Cam atât pe scurt de la mine. Mulțumesc. Apropo de defrișări, se pare că sunt în pericol pădurile existente în jurul Bucureștilor. Ce a mai rămas din Codrii Vlăsiei sau pădurea Băneasa e ciuntită, e ciopărțită din când în când, se fac câte un bloc, două, trei, câte un cartier întreg pe pădurile celea. Și nu prea se aude despre noi în păduriri. Și într-adevăr ar fi necesară o centură verde în jurul capitalei, poate chiar verzi, indiferent dacă vor avea sau nu reprezentanți în Parlament. În următoare perioadă, în următorii 4 ani până la alegeri, vor iniția proiecte de împădurire a capitalei și a suburbiilor. Da, vă rog. Oleg, vreau să zic că Partidul Verde nu înseamnă... Poți să vorbesc? Da, sigur, ești în direct. Okay. Live, așa să zic. Partidul Verde nu înseamnă numai protecția mediului, nu mai înseamnă verde. Partidul Verde înseamnă și agricultură verde, și o justiție verde, și o protecție socială verde, și transportul verzi, și mult mai multe parte verzi. Verde nu înseamnă doar culoare verde. Verde înseamnă în sine, înseamnă respect pentru mediu, dar respect și pentru oameni. Ne construim un viitor acum sau nu mai construim deloc. Asta înseamnă verde, din punctul meu de vedere. Ca și candidat, să zic așa, la Senatul României, îmi doresc în primul rând, să stopăm partea asta de poluare, care în România a atins niște limite
și nu numai poluarea aerului, și poluarea aerului și poluarea apelor. Eu consider că poluarea apelor în momentul ăsta este mult mai gravă decât poluarea aerului în România. Avem și pe partea asta noastră, în zona asta a București, Ilfov, sunt o grămadă zone, mai ales pe partea lacurilor din jurul capitalei, unde s-au construit numeroase vile, case, care toate acestea aruncă gunoiul direct în lacuri. Deversează rezidurile, că sunt biologice, că sunt chimice, direct în lacuri. Problema apelor în principal este o problemă gravă în România. Avem poate cea mai una dintre cele mai mari rețele de râuri și cele mai numeroase lacuri. Știu că erau 3000 la un moment dat, ca geograf, și asta știam la un moment dat, că erau, adică sunt aproximativ 3000 de lacuri în România, dar marea majoritate sunt poluate. Că sunt poluate cu acele peturi, care peturii, din punctul meu de vedere, pot fi recuperate prin sisteme de colectare selectivă, care în anumite orașe, în București, să zicem, și în orașe mari, cât de cât funcționează, nu așa cum ar trebui, dar funcționează, dar în partea de rural, pur și simplu acestea nu există. Deci acolo nu știe nimeni de colectare selectivă, nu știe nimeni de a proteja mediul și de a colecta acele reziduri. Într-adevăr, problema asta. Aici noi trebuie să purtăm o educație pentru oameni. Scuză-mă, Daniel. Am crezut că te-ai oprit. Regulă. Voiam doar să spun ceva. Cred că problema apei e o problemă universală foarte, foarte importantă. Pentru că sunt multe modele, multe lucruri care s-au întâmplat în alte țări, cum ar fi, de exemplu, externalizarea managementului apelor, și de acolo au apărut nenumărate probleme de genul râuri secate, diverse comunități care nu au apă, pur și simplu, sau au ajuns să plătească enorm pentru asta. Cumva e clar că e o provocare foarte importantă. Noi totuși avem noroc, România are un bazin hidrografic foarte, foarte dezvoltat. Încă suntem ok din perspectiva asta, dar ar trebui să ne așteptăm poate chiar la migrații în următoarele perioade. Poluarea agresivă a râurilor, poluarea agresivă a lacurilor, și dacă nu intervenim acum, vom avea o mare problemă. Chiar dacă avem o pânză freatică, să zicem, care ne-ar permite în momentul ăsta să stăm liniștiți cel puțin 50 de ani, asta știu din punctul meu de geograf, că mă repet ca geograf, să stăm liniștiți, asta poate fi afectată pe termen lung. Nu. Totuși, putem acum să... orașele mari, capitala, de exemplu, se alimentează cu apă din râurile Dâmbovița și Prahova, nu din pânza freatică, nu din puțuri de mare adâncime. Deci noi bem din râurile alea în care unii varsă tot ce vrei, nu doar peturi. Nu mai spun că majoritatea apelor din fântâni, din izvoare, sunt poluate cu nitrați, cu îngrășăminte sau cu urina de oameni și de animale. Pentru că nu prea avem stații de epurare prin localități urbane, nu mai zic de cele rurale. Și nu prea avem rampe de colectare și de stocare corectă a deșeurilor. Asta va fi cea mai importantă grijă a guvernelor următoare. Un principal obiectiv al Partidului Verde, susținut și de mine și de, cred că, de ceilalți colegi, va fi ca toate marile orașe și comunele și celelalte să aibă stații de epurare. Încă avem deversări direct în râuri, încă avem deversări direct în lacuri. Fără a avea stații de epurare, nu vom avea nicio șansă. Poluarea râurilor chiar este o problemă gravă și dacă nu o blocăm acum și nu facem ceva, acum va fi o problemă. Ca și parte de metropolă verde, am susținut mereu ce a zis Vlad. Avem nevoie să fim împreună. Și Ilfovul și Bucureștiul. Una fără cealaltă nu pot exista. Și nu o zic doar de dragul de a zice, dar în momentul ăsta Bucureștiul are nevoie de partea, să zic așa, verde a Ilfovului, de zona de recreere a Ilfovului, și Ilfovul are nevoie de partea de București, de partea de a fi aproape de instituții și de celelalte care sunt în București. Construcția de spitale trebuie să devină o prioritate și în partea de Ilfov și în partea de București.
Un spital degeaba construim un spital metropolitan în București dacă el nu va deservi și ceilalți locuitori din Ilfov. Va trebui să facem așa fel încât să deservească ambele entități. Ilfovul și Bucureștiul sunt unite mai ales prin faptul că sunt locuitori care au venit din Ilfov, care fac naveta zilnic între București, Ilfov și viceversa. Dar sunt chiar concrescute, mergi pe aceeași stradă și te trezești că ești când în Ilfov, când în București. Nu doar la Chiajna, dar și aici la Bragadiru, pe tot perimetrul Bucureștilor s-a pierdut deja granița fizică între capitală și suburbii. După 90 în Ilfov a fost acea, să zicem, Eldorado al celor care au cumpărat pământuri și au început să construiască, al, să zicem așa, investitorilor, rechinilor imobiliari, și sunt zone în Ilfov. Na, eu, mergând zilnic, să zicem, în zona asta, am observat, nu pot să zic, de Popești la Ordeni, care este pur și simplu sufocat. Care s-au construit blocuri lângă blocuri, cu străduțe foarte înguste, care nu ai pur și simplu loc să treci. Și toate problemele astea se întâmplă în jurul mari orașe. Nu se întâmplă numai în București, se întâmplă și în Cluj. Un oraș mare ca București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, întotdeauna localității din jurul lui vor atrage locuitori. Vor atrage ca oamenii din orașele mari să își găsească un loc de retragere în localitatea din jur. Și asta a făcut ca actualii rechini imobiliari, ca actualii investitori, să le zic așa, să exploateze la maxim un teren și să construiască în loc de 10 case, să construiască 15 case, să zic așa. Și asta s-a întâmplat în Ilfov, din păcate se întâmplă și în celelalte localități din orașele mari. Noi asta vrem să stăpăm la casele pachetări. Cele nu au infrastructură, nu sunt conectate la sistemul de canalizare, deci, sunt o grămadă de probleme. Deci Partidul Verde asta dorește să stopeze partea asta de instabilitate a construcției, instabilitate, nu pot să numesc ca instabilitate, această junglă, e haos, ia. Junglă, cum zici tu, uite junglă, că zici tu junglă, această junglă a construcției, această junglă care ne afectează pe noi toți. Cum am zis, poluarea apelor și deversările direct în râuri se întâmplă tocmai și din motivul ăsta. Adică o mare problemă este faptul că se construiește foarte mult, fără autorizații sau cu autorizații false, sau construiesc un etaj și construiesc trei, iar cei care deversează pur și simplu nu au cum să deverseze în canalizările orașelor. Și atunci automat se înțeapă, românește, cum se zice, în partea de lacuri, râuri, și o să vedem zone foarte poluate. Asta chiar e o problemă și care noi, eu, sincer să fiu, Verde, o să susțin, eu personal, dacă ajung în Parlament, asta o să susțin, o lege a apelor. O poliție, că ceilalți, am văzut că cei de la USR au partea asta de DNA-ul pădurilor. De ce să nu avem și o poliție a apelor? O poliție care să corecteze imperfecțiunile care sunt în momentul ăsta cu poluarea apelor. Poluarea apelor chiar este o problemă și chiar trebuie să noi, Verzii, să fim acolo și să o combatem. Adică, ok, sunt de acord, defrișările sunt o mare problemă și sunt în continuare, și în pădurile și zonele astea unde sunt partea asta de zone de deșertificare, că în România este în problemă asta, în momentul ăsta, de deșertificare, și trebuie să avem foarte mare grijă, mai ales în partea Olteniei și în partea asta de Bărăgan, dar trebuie să fim foarte atenți și la ce ne-a dat Dumnezeu, apele. Noi trebuie să respectăm și să punem în principal, pe primul loc, resursa principală a secolului ăsta, care va fi apa. Mulțumesc, Daniel. Cine mai vrea să intervină cu un mesaj de final? Ce mai reprezintă Verzii în afară de ecologie? Cu precizarea că noi nu suntem partidul ecologist. Ei sunt cu simbolul bradul și ei au tot felul de transfugi, compromiși veniți din alte partide, mai ales din PSD, pe când noi suntem cu oameni noi, suntem singuri afiliați cu Verzii europeni și simbolul nostru electoral, iată, e floarea soarelui. Aș vrea să ies și eu din scenă. Da, da. Cu două puncte. Unu, în primul rând, de ce ar trebui oamenii să ne voteze pe noi? La întrebarea asta aș vrea să le răspund, pentru că sunt foarte mulți care mă întreabă, dar de ce, domne, pe voi? Și nu pe alții.
Și în afara faptului că sunt de acord cu ce ai spus tu mai devreme, că oamenii care au venit în Partidul Verde, în majoritatea lor sunt oameni care n-au mai fost cu politică, care își doresc binele și care, într-adevăr, sunt coabitați așa pe o singură idee, pe asta a verdelui, cum a spus și colegul Daniel mai devreme, verde însemnând tot ceea ce e bine în principiu. În afara faptului că într-adevăr suntem oameni noi aici și sunt foarte mulți tineri, avem și niște oameni foarte bine structurați așa în societate. Ne gândim la Florin Călinescu, care este președintele partidului, cu care eu am stat în mașină o săptămână în campania trecută, de dimineață până seara, și am avut parte să discut foarte, foarte multe lucruri cu dânsul. Și e un om care își dorește binele, un om care nu mai are nimic de câștigat în viața asta. Este probabil unul dintre cei mai cunoscuți români, e probabil că și din punct de vedere al averii nu o duce foarte rău, așa că nu cred că asta ar fi ideea lui. Și noi ne-am strâns într-un fel în jurul dânsului și credem în această idee, în ideea de verde. Suntem susținuți la nivelul european de European Greens, care, după cum știți sau nu știți, vorbesc cu oamenii care ne aud acum, este undeva a doua, a treia putere în Europa și care au zis că o să ne ajute în tot ce înseamnă demersurile noastre. În afară de Florin Călinescu, mai sunt oameni foarte, foarte entuziaști și cu spirit din ăsta de luptător, așa, canalizați pe a face bine și atât. Am fost foarte atras de caracterul domnului Vlad Soare, cu care m-am cunoscut, iată, se fac câteva luni de atunci, că aproape jumătate de an, și care nu ai ce să-i reproșezi. Deci este un om așa de nota 10 în toate punctele de vedere. E și frumos și deștept și știe să-și comporte. Din fericire a venit la noi în partid și asta este un plus pentru noi. Pentru asta ar trebui să ne voteze. Și mai e un lucru foarte, foarte mic, vorbind de matematica alegerilor, în general nu e bine să-i dai putere unuia singur, e bine ca puterea să fie împărțită, pentru că atunci balanța dreptății poate sta undeva la mijloc. Dacă această balanță se apleacă spre stânga, spre dreapta sau trage tare pe mijloc, se poate rupe și atunci și societatea românească va avea de pierdut. Asta în primă fază. Asta a fost primul punct. Vă mai spun două lucruri despre punctul 2 la care mă gândisem. Mie nu-mi place faptul că oamenii, și acum sunt negativism, de obicei nu sunt, nu-mi place faptul că oamenii vin cu tot felul de idei și știu foarte, foarte mulți prieteni de-ai mei care au foarte multe idei și vin cu tot felul de proiecte, dar nu justifică în realitate și nu pun în aplicare. Eu mă gândesc așa, haideți să mergem cu toții la vot, haideți să votăm Partidul Verde, vedem ce se întâmplă, dar haideți să și facem ceva. Este o adresare generală, haideți de mâine, haideți de astăzi să ne implicăm fiecare în parte. La modul că ar trebui, în momentul în care strângem ceva plastic, să știm unde să-l punem, când, nu știu, vedem o persoană care nu se aliniază într-un fel moravurilor astea decente, să încercăm să explicăm, în niciun caz să fim foarte, știu eu, duri. Și despre asta vrem să le spun de fapt românilor și îmi doresc ca foarte mulți dintre ei să ne asculte. Haideți să fim noi altfel, haideți ca fiecare în casa lui și în peticuțul lui de apartament sau căsuță să încerce să-și creeze
o viață mai bună, să pună lucrurile în, într-o ordine normală și în momentul în care iese din casă să se comporte cu ceilalți absolut civilizat și să-i ajute, pentru că asta ne va șlefui pe toți și asta ne va da succesul pe care ne-l dorim în viitor, în viața noastră socială. Mulțumim. Mulțumesc frumos, mă opresc aici. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. O scurtă intervenție. Pentru că îl apreciez foarte mult pe colegul meu de campanie la locale și la parlamentare, domnul Oleg Brega, aș vrea să fac eu pe moderatorul, fiind candidat la parlamentare, și să ne spună și el în două, trei cuvinte ce speră și ce proiecte de viitor vede rapid împlinite cu ocazia câștigului alegerilor în Partidul Verde. Mulțumesc, doamnă, pentru oportunitate. Eu am deseori ocazia să mă exprim pe internet, moderez emisiunea asta Verde în Față din martie, de când am aderat la partid, și de fiecare dată când am ocazia vin cu o idee a mea. Dar acum, dacă tot m-ați provocat și dacă sunt și eu candidat alături de dumneavoastră pe lista verzilor din București, primul proiect care va fi e să modific legea despre meeting-uri, despre întruniri, pentru că România se pare că are unul dintre cele mai vechi și mai conservatoare acte, norme legale despre meeting-uri, și de asta, și asta dă ocazie, motiv, pretext pentru jandarmi și pentru poliție să intervină abuziv cu amenzi sau cu împrăștierea manifestanților. Pot propune chiar să se importe din Republica Moldova legea 26 din 2008, la care am contribuit ca activist de drepturile omului și prin faptul că ne-am plâns la CEDO împotriva Republicii Moldova. Și acea lege îmi pare cea mai bună din tot spațiul european. Deci pur și simplu am putea să copiem legea moldovenească despre meeting-uri, să o aducem aici în Republica Neoritică România, și asta ar fi o dovadă că suntem deschiși și pentru contribuția basarabenilor, de exemplu, care au cu ce să se laude în această materie de libertăți civile politice. Dacă susțineți, vă rog, votați. Fără îndoială sunt de acord cu... Sunt mulțumită, mă declar mulțumită de răspunsul tău, dar raportat la legislație, pentru că era una dintre propunerile mele pentru la care țin și eu foarte mult. Ce părere ai despre acea lege care ne dă permisiunea doar prin tragere la sorți să pătrundem în spațiile de votare, ceea ce nu am avut ocazia anul ăsta? Da, consider că e o formă de discriminare și de reducere a șanselor partidelor noi și a candidaților independenți să răzbată în Parlament, pe lângă pragul electoral de 5%, pe lângă repartizarea asta pe circunscripții, sunt o grămadă de probleme în cadrul legal electoral din România, pe care ar trebui să le soluționăm nu doar când vom ajunge să avem vreodată majoritate în Parlament, ci și din societatea civilă, din partide extraparlamentare, să inițiem dezbateri publice, eventual chiar proteste, acțiuni în judecată, să-i obligăm să lase toată lumea să fie reprezentată în viața politică și nu doar cei cu bani mult și nu doar cei care au răzbătut cumva în Parlament și nu se dau duș de acolo, chiar dacă nu mai sunt reprezentativi pentru societate. Vorba de ALDE sau de Pro-România, care nici n-a participat în alegeri, dar iată, are și fracțiune, are și bani de la buget, are și dreptul de a delega reprezentanți în secțiile de votare, chiar dacă nu e un partid care ar fi participat vreodată la alegeri. Da, practic 7 partide, 6 parlamentare și alianțele, minoritățile, au drept la nesfârșit să participe în secțiile de votare, iar noi niciodată nu vom intra în această competiție. Mie nu mi se pare o tragere la sorți, iar legea mi se pare absolut absurdă. Poate când ajungem acolo o schimbăm și pe asta. Sau mulțumesc. Facem demersuri până atunci să intervină. Domnul Vasile, Cristian Vasile. Da. În primul rând aș vrea să spun că sunt mândru, ce am ascultat aici, sunt mândru că sunt în Partidul Verde, că oamenii care sunt în acest membri, în acest partid, sunt niște oameni corecți, integri și vor binele
țării, să zicem, binele poporului și nu binele personal. Dar ca să reușim aceste chestiuni, luând un mic exemplu, reciclarea. Reciclarea se poate face foarte simplu. Nu containere, nu chestiuni din astea. Simplu de tot. Urbanul care aduce gunoiul, care ia gunoiul, lunea îți ia gunoiul, marțea ia peturile, miercurea ia hârtia, joia ia. Dar vedeți dumneavoastră, acei bani și milioane de euro care se cheltuiesc pe aceste, pe serviciile urbanului, nu mai vin înapoi la cei care administrează. Deci toată problema este din Constituție. Schimbarea Constituției, schimbarea acestei fostei, hai să fiu plin de speranță, fostei clase politice, care de fapt ne-a ținut în educație precară, ne-a ținut în defrișeri, ne-a ținut în toate, numai pentru interesul personal. Noi ar trebui să reușim să ne implicăm mai mult, de a convinge lumea, că timp de 30 de ani am fost mințiți și suntem mințiți în continuare. Noi, legile, dacă se aplică, orice lege are câte o scăpare, indiferent, chiar și cea mai perfectă lege, în opinia noastră, perfectă, că perfecțiunea nu se poate atinge, orice lege are câte o scăpare, dar ea trebuie interpretată în spiritul ei, nu în spiritul, nu în interesul chiar al partidului și în interesul personal. Întotdeauna marile partide și guvernele care s-au perindat ar trebui să răspundă pentru ceea ce au făcut timp de 30 de ani în această țară, prin nepotismele care s-au făcut. De aceea toate agențiile naționale care nu-și fac datoria și administrative, nu-și fac datoria pentru că acolo nu s-a depolitizat. Acolo au fost puși oameni pe nepotisme și pe interese personale. Atât am avut de spus, iar dacă ne urmărește cineva, eu aș vrea să-i spun atât. Implică-te, alegătorule, nu mai vorbi pe la colțuri. Implică-te să reușim adevărata schimbare. Ne urmărește lumea și acum ne privește, dar în mod sigur vor privi și după asta înregistrarea pe paginile noastre de Facebook, pe canalul meu de YouTube. Și sper că vor avea răbdare să privească discuția până la urmă. Cine mai are cuvinte de concluzii, de final? Eu, da, vă rog. Eu sunt un membru relativ recent în Partidul Verde. Și Vlad Soare a propus ca toți membrii care candidează să fie oameni decenți și asta mi-a plăcut foarte mult. Dacă luăm ca exemplu colegul meu care candidează la Camera Deputaților, Marius Stratular, el e de 9 sau 10 ani în scaun cu rotile. E un om care a făcut și face pentru comunitatea lui. Un om căruia îi pasă de semenul lui. Astfel de oameni avem nevoie în Parlament. Nu parlamentari cărora nu le pasă. Asta cred că, dacă întreb orice român, îți va spune. Politicienii sunt doar pentru ei. Parcă nu fac nimic pentru țara asta. Și oamenii care i-am întâlnit în Partidul Verde până acum sunt oameni cărora le pasă. Și acest lucru aș vrea toți votanții care se uită la noi să înțeleagă. Dacă faci lucruri bune pentru comunitatea ta, ești un om decent. Și acești oameni
ar trebui să intre în Parlament. Atât am de zis. Mulțumim. Mai e cineva care n-a spus cuvântul de încheiere? Domnul Matei? Da. Deci mergem în Parlament cu sufletul și cu gândul că, așa cum spunea și președintele partidului nostru, vom încerca să facem câte ceva pentru semenii noștri. Eu am venit în partid acum 2 ani de zile, nu am mai făcut politică și ne-am înregimentat în acest partid pentru a încerca să facem ceva pentru semenii noștri. Depinde acum și de alegători dacă am reușit să le insuflăm suficientă încredere. Noi am îndrăznit. Îi îndemn și pe ei să îndrăznească și ei să ne acorde încrederea și o să vadă că exact cum ne-am prezentat și mai devreme, este bine ca în Parlament să existe și un partid care se gândește la protecția mediului în mod principal, cât și la protecția oamenilor, protejarea oamenilor. Că înseamnă legi, că înseamnă tehnologie, industrie, toate acestea la un loc sunt în doctrina Partidului Verde elemente principale. Îi îndemn să voteze Partidul Verde. Și candidații lor de pe toate întinsurile României, dar la Ilfov pe ce poziție sunteți? Că noi în București suntem pe 10 și la Cameră și la Senat. Pe poziția 12. 12 în Ilfov. Dacă nu mai e nimeni cu mâna în sus, înțeleg că toată lumea s-a exprimat și la final. Vă mulțumesc, stimată doamnă, stimați domni, pentru participare. Mulțumesc și celor care ne-au privit. Confirm că și în zilele următoare, cât e posibil, până vineri seară, vom mai organiza tot de la 7 seara această emisiune ca să vedeți candidații și candidatele verzi în acțiune, în dezbatere electorale. Altfel, nu știu dacă o să aveți ocazia. Ținem legătura, ne întâlnim duminică la vot. Seară bună! Bună seara! Seară bună! Bună.